Revenim la ZF Live, vorbim cu domnul avocat Marius Cătălin Preduț despre fenomenul muncii nedeclarate, ce se poate obține din colaborarea ANAF cu Inspecția Muncii. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua și dumneavoastră și urmăritorilor dumneavoastră! Stimate domnule avocat, ne-ați trimis la redacție o opinie chiar așa intitulată Fenomenul muncii nedeclarate. O inițiativă recentă a ANAF a anunțat colaborarea cu Inspecția Muncii pentru descoperirea muncii nedeclarate, cum noastră prezentați în articol, mai multe forme de muncă nedeclarată în România, parțial nedeclarată, muncă la gri. Este important, toată lumea vorbește de evaziunea la TVA în România, avem un gap de TVA, dar eu personal cred că mai mare evaziune e aici, pentru că de ce? Pentru că avem încărcarea de taxe și contribuții sociale e mai mare decât TVA-ul. Adică ca să plătești un salariu de 1000 de euro te costă cam 1750 de euro, deci 75% practic. Când un TVA e 19% diferență. Poate greșesc, dar mie mi se pare că aici avem o mai mare neplată, să nu spunem evaziune, evitarea a plății taxelor și contribuțiilor sociale. Da, în definitiv discutăm tot de o formă a evaziunii fiscale și cum pe bună dreptate ați prezentat dumneavoastră, acest fenomen al muncii nedeclarate este unul generalizat începând din anii 1990 până în prezent. Deci de 32 de ani asistăm la diferite forme ale acestei muncii nedeclarate, iar începând cu anul trecut s-a legiferat în vederea sancționării și muncii subdeclarate. Deci dacă pe de o parte discutăm de o muncă nedeclarată în sensul că între angajator și salariat, așa numit salariat, nu este încheiat niciun contract individual de muncă, lucru ușor de depistat de către inspectorii de muncă. Începând de anul trecut discutăm, sancționată fiind, și munca subdeclarată, un fenomen mult mai amplu decât munca nedeclarată, în care știm destul de bine se încheie un contract de muncă cu timp parțial, una, două ore, dar se plătește echivalentul a unui contract cu normă întreagă sau de multe ori se trece salariul minim pe economie pentru a respecta această obligație stabilită în sarcina angajatorilor și se mai dau bani în mână. Acestea sunt cele două mari forme de muncă nedeclarată, generalizată, care, cum spunea și dumneavoastră, alături de evaziunea prin neplata TVA-ului, constituie o componentă esențială ce trebuie avut în vedere atât cum declarau autoritățile în cadrul PNRR-ului pentru evitarea evaziunii fiscale. Ce s-ar obține din colaborarea ANAF cu Inspecția Muncii? S-ar obține rezultate. Este foarte important a se stabili o modalitate, o strategie comună atât între ANAF cât și între Inspecția Muncii și nu în ultimul rând între Ministerul și Ministerul Muncii. Pentru că toate aceste strategii care s-ar stabili a fi implementate trebuie să aibă la bază niște date pentru a identifica zonele reale unde într-adevăr se merită să interveni cât mai prompt și cu mijloace cât mai ferme. Mă refer a se porni pe metodologii coordonate de către Ministerul Muncii în colaborare, bineînțeles, cu ANAF, pentru că aceasta este instituția prejudiciată prin neplata taxelor aferente plății muncii. Cred că înainte de toate și în prezentarea la care ați făcut dumneavoastră referire, a fost foarte dificil a identifica minime statistici cu privire la domeniile sensibile unde într-adevăr se practică munca la negru sau munca la gri, munca total nedeclarată sau munca parțial nedeclarată. La o primă vedere,
Cred și vedem cu toții că aceste două forme de muncă, nedeclarată și subdeclarată, se regăsesc în zonele în care se umblă cu numerar, adică în acele zone în care angajatorii au posibilitatea de a încasa numerar și din acest surplus de numerar să achite și la negru munca salariaților. Dar trebuie să aibă o ieșire pentru banii aia. Păi tocmai aceasta, nefiscalizând la intrare sumele respective de bani, ne referim la servicii, ne referim la industria Horeca, ne referim la industriile de panificație, agricultură și așa mai departe, unde antreprenorul, să-i zicem antreprenorul, încasează fără a emite un document fiscal, evident că dacă are această posibilitate de a introduce bani în bugetul pe care îl administrează, și ieșirea este sub aceeași formă. Este evident că în domeniile în care intrările... Deci unde se face evaziune la TVA, se face evaziune și la, și la CS. Exact, de aceea cum discutăm în prezent, o colaborare între ANAF, care cunoaște foarte bine zonele sensibile. Eu am dat câteva exemple, agricultură, industriile de servicii, unde cunoaște că este o evaziune cu TVA, este evident că se oferă bani pentru a se încuraja și a se menține și această formă de muncă. Dar cred că mai e și un aspect aici unde ar putea să colaboreze la companiile care plătesc printr-o formă așa, quasi legală, să spunem, prin contracte, salariu minim și apoi diverse tipuri de contracte, micro, alte contracte, PFI, PFA și așa mai departe. Iar situația e că ITM-ul are baza de salarii, dar ANAF are contractele, nu? Că trebuie să plătești niște impozite pe când ai diverse formule din astea. Și așa se pot lega informațiile într-un fel. Da, se întâmplă mult și prin Big Four se întâmplă multe lucruri de tipul ăsta. Acolo este o altă zonă într-adevăr sensibilă. Este evident că este necesară o colaborare instituțională și mai ales informațională între aceste două instituții. Dacă la ANAF găsim declarațiile pe care angajatorii le depun, acele declarații 112 prin care se achită contribuțiile, la ITM se află registrul electronic de evidență al salariaților și punând în oglindă cele două baze de date, se poate ajunge la o concluzie. Și se ajunge la concluzia că în zona sensibilă unde nu se achită TVA, unde se face o evaziune fiscală pe TVA, implicit se face și o evaziune fiscală pe contribuțiile asigurărilor sociale de sănătate. De asemenea, se mai poate compara pur și simplu bugetul de salarii. Eu m-am uitat odată, știți cum poți să vezi, spre exemplu, la companiile aeriene, compania aeriană de stat, Tarom, da? Și te uiți, domnule, la atâta număr de angajați, ce buget de salarii are. Și apoi te uiți la alte companii aeriene care poate nu plătesc salariile alea direct și te uiți la bugetul de salarii, relativ bugetul de salarii raportat la veniturile companiei. Păi dacă o companie are, dintr-un sector de activitate, o multinațională sau cineva are un anumit buget de salarii cu un anumit număr de angajați raportat la total cheltuieli, păi dincolo când îți iese un salariu lunar de 1000 de lei, 1500 de lei per angajat, dacă raportezi bugetul total, e clar că sunt făcute alte plăți pe alte tipuri de plăți, chiar dacă încasările sunt reale, poate. Așa este, și aici este și o chestiune amplă, chiar am avut proces în acest sens și un exemplu care ar face obiectul unei alte discuții. Compania Națională de Stat Tarom, cum este cunoscută, comparativ cu alte companii aeriene, dacă Taromul este obligat să fiscalizeze absolut totul pe teritoriul României și conform legislației României, aceste companii care operează și au angajată forță de muncă din România sunt
se eschivează cu aceste chestiuni. Și aș mai adăuga încă un domeniu, dacă îmi permiteți, care este predispus la astfel de forme paralele de retribuire, este sistemul medical. Este arhicunoscut faptul că personalul medical, în special medicii, își desfășoară activitatea în colaborare cu marile rețele de sănătate, nu în baza unor contracte individuale de muncă care reflectă activitatea pe care o desfășoară, ci dar în temeiul contractelor. Contracte de prestări servicii încheiate între rețelele respective de sănătate și personalul prestări medical servicii respectiv, de, care are de o persoană societate. Fizică? Ca persoană fizică încheie contracte de prestări servicii? Nu ca persoană fizică, că acolo este un risc. Avem în codul fiscal niște criterii de determinare a muncii dependente sau independente. Este foarte ușor să se descopere acolo. Și înființează respectivul cadru medical un SRL sau un PFA, dar nu mai este rentabil a înființa un PFA, ci se rezumă la a încheia un SRL care este supus impozitării micro. Exact. Da. Și evident că nu se mai fiscalizează munca, dar în realitate, în fapt, activitatea pe care o desfășoară medicul respectiv nu este una comercială între două societăți, ci este o activitate specifică unui raport de muncă. Cu condițiile respective, de care sunt niște condiții, dacă se îndeplinesc. Sunt șapte condiții, da. E muncă. Da. Sunt șapte condiții. Dumneavoastră, ca avocat, cum ați ajuns să fiți în de partea cui veniți ați ajuns în această zonă? Ca urmare a cercetărilor, a studiilor și a proceselor care au trebuit instrumentate. Pe de o parte, este posibil să fim în situația de a contesta un proces verbal al Inspectoratului Teritorial de Muncă, prin care se constată o muncă nedeclarată și angajatorul, așa zisul angajator, pentru că nu putem discuta de un angajator care nu are încheiat de noțiunea de angajator, care nu are încheiat un contract de muncă. Da. Și pe de altă parte, situațiile în care salariații, în cazul unui conflict, zic: domnule, eu am fost concediat, mie mi s-a plătit, dau un exemplu, 1000 de euro, dar eu pe contract am 2000 de lei. Eu vreau despăgubirea totală. Păi, domnule, n-ai încheiat un contract de muncă cu suma asta, nu ai fost de acord? Da. Și acestea sunt cele două paliere de situații care apar în practică. Aha, da. Adică în momentul în care salariul... Auziți, domnule avocat, dar de ce, explicați-ne puțin așa din principiul ăsta, din principiile dreptului, de ce avem legislația muncii așa de bine definită, de ce legiuitorul, istoric vorbind așa, în momentul în care ai un contract de muncă, trebuie să ți se plătească acele lucruri și așa mai departe. De ce s-a ajuns în timp ca legislația aceasta a muncii să fie atât de specifică și să prevadă drepturile și obligațiile, bineînțeles, ale angajatului față de... Că poate un întreprinzător spune: domnule, omul, eu dau bani, pe omul interesează netul în mână, nu să dea la stat sănătate, că și așa nu beneficiază de ea, pensie, la fel, n-are cine să-i plătească. De ce legiuitorul constrânge așa de mult angajatorul prin legislația aceasta a contractului de muncă? Ca să dau un răspuns pragmatic, este acela care are nevoie la buget de bani. Asta, bineînțeles, că atunci punem cease și pe micro și de aceea spuneți-mi așa istoric, de când de la istoric, Bismarck, istoric. Sunt niște principii ale funcționării societății, în care s-a spus că trebuie să colectăm undeva niște bani pentru a beneficia în situațiile dificile prin care ar trece o persoană. Ar rămâne fără un loc de muncă, ar avea probleme de sănătate, ar intra într anumite concedii medicale, de creștere copii și așa mai departe. Sistemul este foarte bine creionat. Dovadă că funcționează în toate statele europene. Problema care se pune este aceea a administrării
acestor, dar domnule acestor avocat, bugete. eu vă întreb logica, logica, care este în spate, adică ce spui, domnule, când una e când ai o treabă așa când și când cu o micro-întreprindere sau nu, nu ai responsabilitatea lui, dar nici el nu e la dispoziția ta. Așa că angajat, tu trebuie să fii la dispoziția angajatorului 8 ore din zi, faci tot ce spune el, îți dai energia și așa mai departe și atunci probabil legiuitorul a gândit, domnule, ca urmare tu intri într-un contract de muncă, nu când și când faci ce vrei tu și așa mai departe. Adică puterea asta probabil pe care o are angajatorul asupra angajatului trebuie răsplătită prin încheierea acestui contract de muncă. Mă gândesc eu așa. Da, eu am dezvoltat foarte mult aceste chestiuni în mai multe materiale. Discutăm de o inadaptare a gândirii legiuitorului față de situația actuală. Este evident că legiuitorul n-a mai venit cu o adaptare a codului muncii în sensul reflectării necesității flexibilizării raporturilor de muncă. În Occident discutăm de noi forme de încheiere a contractului individual de muncă, de job sharing, de contracte on-call și așa mai departe, iar noi rămânem cu acest tip de contract individual de muncă care vine de undeva de prin anii 1970 și a suferit câteva ajustări în decursul timpului, cele mai importante prin 2011. Discutăm de o înțepenire în timp a legiuitorului și o lipsă a adaptării dispozițiilor legale pe realitatea. Telemunca de acum și munca la domiciliu sau munca din diverse alte locuri nu slăbește această relație de muncă, că nu mai ai criteriul ăla să te duci la birou. Unul dispare, spre exemplu. Adică nu poate să vină multe companii să spună acum, domnule, te scot din contract de muncă și te bag pe contract de colaborare, că nu mai, nu știu, în diverse instituții, în IT și așa mai departe. O reflectă. Deci, telemunca, așa cum este din 2018 legiferată, nu aduce pârghii pentru flexibilizarea acestor raporturi între un antreprenor și o persoană care desfășoară activitatea pentru acesta, ci doar modifică locul muncii. Dar nu se reechilibrează aceste noi forme de desfășurare a activității. Deci până la urmă, domnule avocat, ne îndreptăm spre finalul discuției, până la urmă e nevoie evaziune, dar trebuie să ne uităm și la oamenii ăștia, antreprenorul. Domnule, stai puțin, hai să mai flexibilizăm un pic tipul ăsta de contracte, că poate statul o să strângă mai mulți bani dacă eu am o povară mai mică și mă conformez voluntar. Păi, concluzia chiar a fost binevenită. Dădeam exemplu mai devreme de contractul job sharing. Este un tip de contract care ar răspunde nevoilor antreprenorilor, adică se încheie o singură normă de muncă, un singur contract de muncă, însă pe acel contract individual de muncă, pe acea normă, pot să lucreze 2, 3 sau 4 salariați. În 15 secunde, un exemplu, o firmă de IT are nevoie de mentenanță pe partea de hardware și are nevoie de mentenanță de soft. Se încheie un singur contract pe care lucrează două sau mai multe persoane. De aceea spun că legiuitorul nu a reușit să vină în pas cu tehnologiile și cu realitatea economică, fapt care conduce antreprenorii să... Așa tu trebuie să iei 2-3 oameni, să te încarci cu salariile și cu cheltuiala lor, așa iei 2 abilitățile diferite, dar tu plătești o singură contribuție. Da. O singură normă de muncă. Da, e o soluție. Bine, vă mulțumesc foarte mult și apreciem. Trimiteți în continuare că suntem deschiși. Orice subiect interesant merită discutat. Sigur că cititorii și spectatorii noștri sunt interesați să vadă cum își conduc mai bine afacerea și cum să și-o dezvolte, fără riscuri. Vă mulțumesc! O zi bună! Mulțumim, doamnelor și domnilor! Aceasta a fost ediția de astăzi a ZF Live. Vă urez o zi profitabilă în continuare!